Salutare și bun găsit tuturor! Sunt Anca Medeleanu și mă bucur să ne întâlnim astăzi într-o ediție, i-aș spune eu, specială la Accent Regional de 14 februarie. Suntem în luna în care, la nivel internațional, celebrăm dragostea, acest sentiment după care tânjim cu toții. Așadar, vreau să discutăm despre iubire, despre cupluri și despre cum evoluează relațiile în anului 2023. Și pentru că declin competențele într-un astfel de subiect, am invitație pe măsură alături de mine, Maria Haraga, trainer de transformare personală. Te salut, Maria, și mulțumesc tare mult că mi-ai acceptat invitația. Și Adrian Munteanu, trainer programare neurolingvistică și hipnoză. Te salut, Adrian. Te salut, Ioanca, mă bucur să fiu aici. Și eu mă bucur tare mult să abordăm acest subiect al iubirii și al relațiilor, mai ales cum facem să ajungem și noi să spunem la un moment dat că trăim o relație fericită și că avem peste 50 de ani de trăit cu cineva într-un cuplu, nu? Asta cred că ne dorim, peste 50 de ani de relație cu cineva. Așa a fost odată ca în povești și s-a încheiat la fel de frumos ca în povești. Relațiile de 50 de ani se bazează foarte mult pe un concept vechi, împreună până la adânci bătrâneți și din aceeași suită până când moartea ne va despărți. Cuplurile actuale și relațiile moderne nu mai sunt adeptele acestui concept. Te poți îndrăgosti la 50 de ani acum și să ai o relație matură de iubire și acea relație să o duci până la adânci bătrâneți, exact cum te poți îndrăgosti la 20 și la 30 să hotărăști că nu mai ești. Cum e, Adrian? Se schimbă relațiile după timpuri, după vremurile pe care le trăim? Întotdeauna s-au schimbat după timpuri, după vremuri, după context și aș spune că un beneficiu, dacă pot să zic așa, al perioadei actuale, este că putem să hotărâm noi care este relația, în ce funcționează. Așa cum spunea și Maria, avem flexibilitate. Nu mai suntem neapărat captivi unor paradigme sociale care să hotărască în locul nostru ce funcționează sau pentru cât timp funcționează pentru noi. Și pentru că dragostea este un concept greu de definit, eu am fost tare curioasă și am fost la grădinița cu numărul 4 cu program prelungit și am întrebat copiii ce e dragostea. Îi mulțumesc și doamnei director de acolo, Vasilica Damaschin, că ne-a facilitat accesul. Haideți să vedem ce ne-au spus copiii. Este ziua îndrăgostiților și ne pupăm și ne îmbrățișăm. Dar ce înseamnă iubirea? Înseamnă când o persoană o iubește pe alta. Și tu iubești pe cineva? Da. Pe cine? Pe mama. Mi-ar plăcea de un băiat numit Franco. De ce îți place ție de Franco? Ce are special? Pentru că are un păr ca o banană deschisă. Ei se îndrăgostesc și fac nunta. Și trebuie să aibă acordul celelalți persoane. Nu te căsătorești fără să nu fii îndrăgostit. Și tu vrei să te căsătorești? Da, dacă nu o să fiu mai mare, încă nu mi-am de pe cineva. Acum te focusezi pe învățat. Așa, în viață, la un moment dat, când ai să te faci mare, vrei să te căsătorești? Nu. Nici așa. Nici când sunt mică, nici când sunt mare. Îți place de cineva? De Irinca. De ce îți place de ea? Pentru că e atât de frumoasă și are părul negru. Ce e dragul? Inimiara și pupicii și băieții care îi iubesc. Tu iubești pe cineva? Da. Pe cine? Pe părinții mei. Și pe colegii mei. De ce e importantă căsătoria? Ca să-mi pună în inel. A rămas asta cu de ce e importantă căsătoria? Ca să-mi pună în inel. Da, e foarte frumos și de fiecare dată îmi face plăcere să stau de vorbă cu cei mici, pentru că n-au măștile astea pe care de multe ori le impune societatea. Sunt atât de sinceri, fără filtru, uneori. E o bucurie. Cum vi s-a părut, vi s-au părut vouă răspunsurile? A fost un răspuns acolo care mie mi-a plăcut.
Nu vreau să mă căsătoresc fără să nu mă îndrăgostesc. Și e oarecum așa un semn că dragostea învinge. Ce e ascuns în acest răspuns este un concept acesta de îndrăgostire, de povești cu zâne, de finaluri fericite. Și nu vreau așa într-o notă sumbră, dar copiii au nevoie poate de un pic mai mult de atât. Îndrăgostirea, dacă ar fi să luăm câteva principii ale unei relații, îndrăgostirea este pasul 1 din 5. Da, și nu este neapărat o etapă conștientă. E partea cu fluturi în stomac, nu? Partea cu fluturi în stomac, partea fără poftă de mâncare, partea în care cerem și oferim cel foarte multe partenerului, e partea în care începem să mergem la sală, la coafor, poate ne mutăm în alt oraș, dar fiecare dintre noi a trecut prin asta, măcar odată a fost îndrăgostit și știe foarte bine că asta trece. E o perioadă și neurochimic diferită de următoarea perioadă a unei relații și este bine să treacă. Pentru că după îndrăgostire abia acolo începe iubirea. Și respectul și toate celelalte. Cum ți s-a părut ție, Adrian, ce ai văzut? Foarte simpatic și m-a dus cu gândul la modul în care copiii, în mod firesc, mai ales până pe la 7-8 ani, absorb totul din mediul înconjurător, mai ales din familie, pentru că le este cea mai apropiată, fără să proceseze și cumva asta întâlnim, perspectiva pe care au deprins-o de jur împrejur din familie. Voiam să întăresc ce a spus Maria legat de îndrăgostire, că este doar o primă etapă, este ca scânteia, să zicem, lovește fulgerul în niște vreascuri uscate și se aprind. Și apoi contează foarte mult pentru cei din cuplu să se cunoască unul pe celălalt pentru a menține flacăra respectivă. Și asta presupune un efort activ conștient. Ca să înțelegi, un lucru pe care majoritatea tind să-l facă și de aceea etapa îndrăgostirii apoi tinde să aibă o prăbușire mai puțin plăcută, este că lumea intră în relații foarte valvârteje, așteptându-se ca partenerul să îndeplinească toate nevoile, ori de fapt este ca și cum ai căuta să-ți potolești setea cu apă de mare, mai rău te deshidratezi. Primul pas ar fi să înțelegi care sunt nevoile tale, să ți le bifezi cumva singur și atunci relația vine ca cireașa de pe tort, nu blatul însuși. E foarte fain că spuneți că îndrăgostirea e o primă etapă. E o etapă pe care de cele mai multe ori o vedem expusă la televizor, în filmele de dragoste. Exact etapa aceasta în care totul e fericire, totul e roz, nu observăm defectele celui de lângă noi, nu avem de plătit facturi împreună, sunt doar fluturi în stomac. De ce se întâmplă asta? De ce expunem doar partea aceasta? De ce obișnuim poate și învățăm generațiile următoare că asta e dragostea și că asta înseamnă pentru o relație? Pentru că plăcerea vinde, iubirea vinde, dragostea vinde, happy end-ul vinde. Filmele cu final nefericit fac subiectul unor festivaluri internaționale mărunte. Dramele nu sunt cele mai urmărite. Și pentru că, până la urmă, noi vrem și sperăm în adâncul nostru, e o nevoie să fim fericiți. Este întreținută. Ce cred eu, pentru că este despre părerea mea aici, ce cred eu este că ar fi bine să știm un pic mai multe și despre partea de după îndrăgostire. Pentru că noi când suntem mici, cum a spus Adrian, modelăm foarte multe la părinții noștri. Și avem ca un fel de... ne creăm o matrice. În această matrice adunăm o sumă. O sumă de calități și de mai puțin calități. Și atunci vedem că cine te iubește, poate din când în când te pedepsește. Cine te iubește, poate din când în când strigă la tine. Și această matrice vine ca un filtru pe care îl punem pe un radar. Și când pornim în viață, în viața noastră de adult sau chiar de adolescent, este ca și cum scanăm exteriorul și în momentul în care în exterior găsim un individ, o persoană care se potrivește cu acea matrice, are calități familiare, dar și mai puțin calități tot familiare, apropo, în partea a doua nu e nimic conștient, spunem, cu această persoană vreau să-mi petrec viața.
în perioada îndrăgostirii, această persoană va fi pentru noi totul. Doar că îndrăgostirea trece după 3-6 luni și atunci etapa ajunge, relația ajunge într-o etapă care de multe ori decide. Se mai numește și lupta pentru putere sau lupta pentru iubire. Acolo vedem diferențele, acolo începem să îi reproșăm partenerului că nu mai e ca la început, acolo facem, ne răzvrătim în felul nostru. Unii se izolează, alții plâng. Dar, de fapt, acea etapă este examenul relației. Și totuși, Adrian, tu de ce crezi că ne expunem atât de mult relația în public, că postăm fotografii pe rețelele de socializare, îi urăm partenerului la mulți ani pe rețelele de socializare sau îi spunem te iubesc pe rețelele de socializare, când poate el e acolo lângă tine și ar fi mult mai intim și mai frumos să-i spui la ureche, fără să audă toată lumea? E căutarea de statut și de confirmare externă din societate și în cazul nostru, bine, nu e neapărat o chestiune, să spunem, o conspirație, ceva de genul. Așa cum s-a dezvoltat societatea, a ajuns să se suprapună căsătoria și îndrăgostirea, sau relațiile de amoroase, ori la origine cele două nu aveau nicio legătură una cu cealaltă. Scopul căsnicii era unul pur social-economic. Da, era o afacere, de fapt. O afacere de patrimoniu. Pe când relațiile aveau mai mult legătură cu împlinirea intimă personală și apare o tensiune în momentul în care noi căutăm să le facem să se potrivească cu orice scop, cu orice preț, pardon. Ce putem să facem, în schimb, eu nu cred în îndrăgostirea continuă și reluată conștient, deliberat, și anume în momentul în care împreună cu partenerul îți asumi ca rol al relației creșterea, îți asumi că partenerul îți va scoate în evidență cele mai subtile lucruri din subconștientul tău pe care nu le conștientizai înainte și tu de asemenea pentru el sau ea, la fel și veți fi dispuși să lucrați asupra lor individual și împreună, impactul pe care îl are acea rezolvare, din punctul meu de vedere, din experiență și din ceea ce am studiat, din ceea ce am văzut și la cei cu care am lucrat, declanșează așa un debușeu de reîndrăgostire. Îmi spuneai, Maria, că cumva această îndrăgostire trece după primele 6 luni. 3-6 luni. 3-6 luni. Ce urmează de acolo și cât de capabili mai suntem noi în prezent, în această eră digitală, să avem relații autentice, adevărate? O să încep răspunsul cu ultima parte a întrebării tale. Digitalizarea și expunerea la un conținut foarte rapid, care se schimbă permanent, inclusiv la ceea ce ai spus mai devreme, aceste relații perfecte expuse în social media. Căutăm perfecțiunea. Exact, și căutăm să obținem foarte multă validare, că suntem ok, că partenerul nostru este social aprobat. Da, așa e. Și ni se modifică, pentru cei care vor să aprofundeze, Andrew Huberman are un podcast extraordinar de bine pus la punct, el este profesor la Stanford, ni se modifică circuitul dopaminei. Dopamina este responsabilă de motivație. Și noi nu mai avem răbdare. Ce crezi tu că e iubirea, dragostea? O stare a minții. O stare a minții? Da. Mm-hmm. Dorești la un moment dat să te îndrăgostești? Lasă soarta să decidă. Da. Crezi că mintea va controla sentimentul ăsta? Da. Că senzația de iubire e practic doar o senzație. Îți dorești la un moment dat să te căsătorești, să ai o familie? Nu. Ce? Nu poți să am grijă de copii, prea multă responsabilitate. Ce înseamnă să te îndrăgostești? Cum se simte? Ai fost vreodată îndrăgostit? Nu încă, tot aștept. Dar din ce am auzit de la alții, se simte așa un fel de, nu știu, o legătură cu celălalt om. Că te simți că n-ai putea să trăiești fără celălalt om. La un moment dat te vezi căsătorit, îți dorești asta? Aș vrea și eu. Mai mult mă interesează să fii acolo pentru mine, să văd că ai încredere în mine și eu pot să am și eu încredere în tine, având în vedere că tu ai încredere în mine. Pentru mine dragostea, momentan nu prea înseamnă nimic, pentru că nu știu, consider că sunt prea micuță pentru așa ceva. Da.
Și nu știu, nu țin minte vreodată să mă fi îndrăgostit de cineva. Cum vedeți voi căsătoria? Cum vede generația voastră căsătoria? Un inel, mai mult. Dar pentru unii este multă iubire implicată și asta și trebuie, e cel mai important. Pentru mine dragostea este timp petrecut alături de cei dragi împreună și fericirea. Momentan n-am avut șansa să țin, să simt acea dragoste unică despre care toată lumea vorbește, în care ești îndrăgostit, nu mai vezi de cap, uiți să faci tot felul de lucruri. Și cumva nici nu vreau să mă grăbesc, pentru că simt că anii ăștia de școală și la vârsta asta nu o să mai poți să mai recuperezi niciodată. Mi se pare mie personal că n-ai cum să te îndrăgostești și să simți iubirea până nu te iubești pe tine. Digitalizarea ne-a modificat modul în care noi ne raportăm și la răbdare și vrem totul mai mult, mai repede, mai rapid. Când o relație se blochează în lupta pentru putere și când, dacă până atunci ți se părea drăguț că a făcut o omletă și nu te uitai să vezi stropii pe care i-a lăsat pentru că a făcut o omletă, în lupta pentru putere sau lupta pentru iubire nu te mai uiți că a făcut o omletă, vezi stropii. Acolo este oarecum examenul relației, cum am mai spus, și cei doi parteneri au mai multe opțiuni. Prima opțiune este să iasă din relație. Și așa cum ai spus tu, datorită digitalizării, faptului că sunt foarte multe aplicații în care pot să-mi găsesc un partener și acestui iluzoriu perfect în care sunt alții implicați în relație, cei mai mulți spun ok, next. Uh-huh. Parcă nu mai avem răbdare să-l descoperim așa este, pe cel de lângă nu mai noi. Este. Și în momentul în care ieși dintr-o relație în care nu ai rezolvat provocările, adică partenerul îți cere mai multă răbdare și nu-i oferi, partenerul îți cere mai multă încredere și nu-i oferi, poate îți cere mai multă intimitate sau afecțiune și tu nu-i oferi și ales să ieși, vei reface relația cu un partener care îți va aduce în vedere aceleași provocări sau similare, pentru că acela este un examen, este o abilitate pe care ai nevoie să o instalezi. Sunt parteneri care hotărăsc că relația poate fi salvată și atunci încep, trec în a treia etapă. A treia etapă se numește reangajament. Practic se distruge acest concept al îndrăgostirii, partenerii împreună hotărăsc că imaginea ideală de care s-au îndrăgostit nu există. Eu îi spun acestui etape și etapa de recrutare. Și hotărăsc să intre într-o relație conștientă. După reangajament, nu este garantat că acel cuplu va continua să fie împreună pentru că s-ar putea să-și dea seama că au crescut împreună, dar s-au dezvoltat separat, ca obiective separate și valori separate și chiar și acolo se poate ieși din relație. Dacă se trece de reangajament, etapa intră într-o etapă a patra care se numește reconstrucție. Este prima etapă, să spunem, conștientă și abia după reconstrucție cei doi privesc această căsnicie sau relație ca o călătorie plină de entuziasm, de descoperire, are ca destinație finală iubirea matură. Iubirea matură în care nu ești al meu și ești a mea, iubirea matură este aleg să fiu cu tine și alegi să fii cu mine. Așadar, e o construcție în fiecare zi, nu? E cărămidă peste cărămidă. Peste cărămidă. Și de aceea e foarte important ce spunea Maria apropo de cum te întâlnești cu anumite tipare și le pui în cărca partenerului pentru că nu-ți convin, pentru că îți stârnesc stări neplăcute, dar de fapt nu sunt ale sale, sunt ale tale și nu le-ai fi conștientizat dacă nu ai fi fost în acel context cu partenerul. Ori, dincolo de a se cunoaște unul pe celălalt, aș spune că un avantaj al relațiilor este că ne și unul din rosturile lor cele mai înalte e că ne permit să ne cunoaștem pe noi înșine în relație cu celălalt. Așadar, contează și disponibilitatea de a te cunoaște, de a te recunoaște pe tine alături de celălalt și să-ți dai seama că poate, așa cum îi apeși, de fapt nu poate, cu siguranță, așa cum îți apasă ție butoanele și te calcă pe coadă, cu siguranță îi apeși tu butoanele în alte feluri. Și contează aici disponibilitatea de a lăsa partenerul să se exprime, a integra feedback-ul pe care îl primești, pentru că astfel creezi și întărești puntea de comunicare cu el sau ea. Am să tot dau acest exemplu cu bunicii noștri și relații de lungă durată. Ce au înțeles ei mai bine decât înțelegem noi în prezent?
aveau mai multă răbdare, aveau mai mult timp la dispoziție. Mă gândesc că, în perspectivă și la adolescenții din ziua de astăzi, apropo de ce spuneai tu, Maria, de faptul că toate motoarele astea de căutare și toată digitalizarea ne face să dorim totul la un clic distanță. Da, ne face să dorim totul la un clic distanță și ne spun în același timp că iubirea e o chestiune foarte simplă. Bunicii noștri nu aveau atât de multe opțiuni. Da. Bunicii noștri nu considerau iubirea ca fiind prioritară. Pentru ei prioritar era mai mult să poată să ofere copiilor un viitor, dar nu un viitor academic, mai ales pentru zonele rurale. România este o țară cu multe zone rurale. Un viitor care se finalizeze cu un loc de muncă stabil. Eu cred că iubirea la bunicii noștri, bunicii mei au 80 și 90 de ani și au 62 de ani de căsnicie. Și i-am întrebat, știind că vin la tine, spuneți-mi și mie ce v-a ținut împreună. Și n-au zis iubirea, au spus aprecierea. Aprecierea e, dacă iubirea e greu de definit, aprecierea nu e atât de greu de definit. Aprecierea ține de a te bucura că celălalt e în viața ta, de a te uita mai mult la calități și mai puțin la defecte, de a putea să construiești ceva cu acel om. Și aprecierea are foarte multă recunoștință. Și asta este o abilitate, ceva ce noi nu prea mai facem. Să fim recunoscători, să stăm în aici și acum, să ne uităm la celălalt cu apreciere. Esther Perel spunea că dacă simți că nu mai poți să îți apreciezi partenerul sau partenera, du-te pe furiș într-un loc în care el excelează, urmărește la locul de muncă, vezi cum este, vezi cum se uită ceilalți la el și o să vezi atunci altă persoană, pentru că te-ai obișnuit cu o figură, te-ai obișnuit cu el în pantaloni de training sau cu ea în capot și nu mai există niciun fel de scânteie. Mergi și vezi-l în viața socială, viața profesională, reîndrăgostește-te. Cât de important e ca partenerul de lângă noi să fie și validat, apropo de ce spuneai? Este esențial, pentru că e una din a simți că suntem importanți, că noi contăm așa cum suntem noi, e una din nevoile noastre psihologice cele mai profunde. Așadar, în momentul în care nu, sau percepi că nu ai parte de asta în relație, subconștient o să începi să o cauți în alte surse. Și asta s-ar putea să sapă la edificiu. Da, ajungem la infidelitate. Posibil sau pur și simplu dărâmarea a ceea ce s-a construit până la acel punct. Și mă bucur că a pomenit Maria de Esther Păreal. Sunt aceste două tendințe pe care ea le identifica în relații. Dorința de a... E distanța pe care o resimți față de celălalt care te atrage. Dar în același timp, dacă depășești acea distanță, treci complet puntea și te faci una cu celălalt, intervine plictiseala. Pentru că vrei totuși să existe acea tensiune. Și atunci ce propune ea este ca partenerii conștienți să-și clădească structuri. Sună puțin corporatist și tehnic să spui proceduri în cadrul relației, dar să le zicem obiceiuri sănătoase, prin care să aibă parte deopotrivă de intimitate și acea contopire, dar și de distanță care stârnește sau restârnește entuziasmul, interesul față de celălalt, scânteia despre care spunea Maria. Pe 14 februarie este programat la Teatrul Național din Iași spectacolul Iarna Dragostei Noastre, o poveste de dragoste în viziunea regizorală a lui Emil Gaju. Un spectacol care își cerne în suflet, precum o fantastică ninsoare, speranța, credința și dragostea. Din distribuție fac parte Mihaela Arsenescu-Werner, Irina Răduțu-Codreanu, dar și Doina Deleanu și Adi Caraoleanu. Doina și Adi formează un cuplu pe scenă, dar și în viața reală. Sunt împreună de mai bine de 40 de ani. Am profitat de ocazie să-i întreb ce e dragostea, cum e dragostea pe scenă și în culise. Sunt întrebări la care mi-a răspuns unul dintre cele mai frumoase cupluri din teatrul românesc. Ce e dragostea? Eu primul, sunt deschizător. Ce să fie de dragoste? De ce a sărit el? Nu, n-am sărit, am văzut microfonul, doar atâta. Păi dragostea e totul, zic eu. Atât spun, dragostea este totul, absolut tot. Pot să exemplific, să spun iarbă, flori, mare, nu, e totul, absolut totul. Se schimbă dragostea?
Nu știu dacă se schimbă dragostea. Mama lui Adi a avut o vorbă extraordinară când ne-am căsătorit. Ne-a spus că sigur o să ne certăm, o să mai fie discuții, o să ne certăm. Exact. Important este îngăduială, mamă. Să vă îngăduiți. Îngăduială. Este extraordinar cuvântul ăsta, îngăduială. Da. Ai tot timpul senzația că tu ai dreptate, trebuie să te gândești și la tine. Și, într-adevăr, cu îngăduială, să-ți dai seama și să-l faci să o faci să înțeleagă unde e. Nu am zis că vorbim despre spectacol. Despre unde? Dragoste, nu? Doamne, despre Dumnezeu. Dragoste. Vedeți? Cam așa e. Corect. E dragoste un spectacol? Acolo e cu viață, e cu gheață, cu soare, e cu lamă, taie, doare. Cum se iubește matur și ce înseamnă o iubire matură? Dumnezeule mare! Dragostea matură mi se pare mai profundă și mai responsabilă. Și... Și mai înțeleaptă, să zicem așa. Da, e înțeleaptă, dar e... Te lași, uneori, te lași poate mai mult... Mai copilărește decât atunci când ești la început și vrei să arăți că ești matur. Da, conștientizând, trecând prin atâta și conștientizând niște lucruri, ce a însemnat, ce înseamnă, ce va însemna posibil, desigur că sunt adâncii mai mari și privești altfel fiecare clipă, fiecare zi, fiecare replică. De ce ar trebui să țină cont cuplurile care se formează acum în 2023? Cred că înainte de a se forma, ar trebui să-și dea timp. Noi am copilărit un pic. Am copilărit câțiva ani buni. Până, între ghilimele copilărit, evident. Până am hotărât să ne căsătorim. 2-3 ani. Vreo 3 ani spre 4. 2-3, lui 4. S-a părut mai puțin. Mie mi s-a părut destul. Da, cred că asta e problema. Prea repede se căsătoresc și foarte repede... probabil ce înseamnă că... Nici noi probabil că nu știam exact, dar educația de acasă, timpurile, cum ar veni, erau altele și ele ne spuneau că poate sună sau bătrânește acum, că e bine să ai o familie, să duci mai departe timpul prin copii, existența prin copii, prin... Cred că ei acum nu realizează asta. Din păcate să zic, cunosc niște oameni foarte dragi mie care au zis e timp și nu mai e timp, că e vorba de 35-36 de ani deja. Eu cred că nu realizează exact că e foarte important un cuplu. Vreau să trecem la un alt capitol important. Venim după aproape 3 ani în care pandemia a schimbat dinamica relațiilor. O perioadă așa cu scântei, foarte mulți s-au despărțit, alții au divorțat, s-au format cupluri noi. Ce s-a întâmplat? Ce a scos pandemia din fiecare din noi? Poate a scos ce evitam. Ce am evitat, nu? Pandemia a fost oglinda. A fost, ne-a servit condensat problemele de cuplu, pentru că până atunci nu ne obliga nimeni să stăm cu un partener cu care lucrurile scârțiau, comunicarea nu era facilă, nu mai aveam obiective comune și preocupări comune, pentru că mergeam la job, mai mergeam într-o vacanță. Puteam în să pandemie, evadăm cumva. Exact, în pandemie a trebuit să stăm în aceeași cameră, în aceeași casă, să ne vedem. Și, practic, pandemia a fost declanșatorul a ceva ce amânam de mult sau ceva ce, la ce evitam să ne uităm. Corelat și cu apropierea unui pericol, pentru că în pandemie fiecare din noi, măcar auzit de cineva care s-a stins, nu a avut neapărat. Momentul în care un individ se apropie un pic de ideea morții, vrea să trăiască mai mult. Și intră într-un fel de criză existențială, vrea să iubească, vrea să, trăiască entuziasm. Aceasta corelat cu a sta cu un partener cu care tot amânai,
o discuție, a dat naștere la multe rupturi. Sunt și cupluri care au decis că au nevoie să reconcilieze relația de cuplu. Sunt foarte multe studii că terapeuții de cuplu au și cererea a explodat atunci, dar au avut foarte multă încărcare. Pandemia, dincolo de tot ce a însemnat la nivel medical, pentru cupluri eu cred că a fost un lucru bun. Ce părere ai, Adrian? Da, sunt complet de acord, pentru că această criză pe care o aduce apropierea constantă de celălalt și faptul că îți spune, cum spunea Maria, îți scoate în evidență toate lucrurile pe care le evitai până atunci și nu doar la partener, dar la tine, e un aspect necesar. Majoritatea oamenilor trăiesc pe pilot automat în societate, nu sunt conștienți nici de sine, nici de ceilalți. Și în același timp, cuplurile care și-au găsit instrumentele, uneltele, prin care să proceseze tot ceea ce ieșea la suprafață, au ieșit întărite. Acum, cer iertare, o să dau exemplu propriu. Știu că nu e poate cel mai grăitor elocvent, dar pentru mine a fost o binecuvântare. Unul, pentru că și eu și partenera mea suntem amândoi foarte introverți, așadar ne-am încărcat la maxim în lockdown. Și a fost un pas în relația noastră, ne-am dat seama, atunci ne-am mutat împreună și am spus, e contextul potrivit să ne dăm seama dacă funcționăm sau nu. Și, într-adevăr, am descoperit lucruri unde aveam locuri unde aveam de lucrat și, în același timp, ne-a dat certitudinea că putem să mergem mai departe, că, într-adevăr, suntem compatibili în moduri uneori negrăite și greu de pus în cuvinte. Îmi dau seama, din nou, nu e la fel pentru toată lumea și, în același timp, asta mi-a dat certitudinea că se poate. Singura diferența care face diferența este să ai uneltele potrivite, să știi. Pentru că noi am petrecut timp în pandemie tocmai cunoscându-ne mai mult. Ce valori ai? Ce nevoi ai? Cum știi că-ți sunt bifate valorile? Cum știi că-ți sunt bifate nevoile? Cum ai nevoie să comunici? Cum ai nevoie să primești feedback? De exemplu, am aprofundat faptul că ea, când are probleme, are nevoie să vorbească despre asta, nu neapărat să primească un răspuns. Eu, când am probleme serioase, am nevoie să stau taciturni și să le procesez pe cont propriu. Și am încheiat un acord că o să ne respectăm modalitățile fiecăruia, astfel încât să putem să ne vedem de drum împreună mai departe. Deci ajungem la respect, care e una dintre cărămii zile de bază, nu? Eu nu am o relație foarte bună cu respectul, pentru că dacă întreb pe cineva ce este respectul, respectul poate fi definit doar atunci când lipsește. Interesant. Cum așa? De ce? Ce înseamnă respectul? Să-mi deschizi portiera, să-mi aduci flori, să mă lași să vorbesc prima, să mă sun de ziua mea, să nu mă întrerupi, să mă lași să dorm până la 10? Respectul, scriem cărți întregi. În schimb, respectul știm foarte bine atunci când lipsește că nu mai e respectat. E o valoare pe care noi am învățat-o când eram mici și a fost o valoare așa de obediență. Fii cu minte, trebuie să respect, trebuie să faci asta. Și am crescut cu ea fără să știm ce înseamnă. Vrem respect, dar nu știm ce înseamnă respectul. Și apropo de, și de ce zicea Adrian și de întrebarea ta, eu cred că este un principiu pe care fiecare relație, fiecare om dintr-o relație are nevoie să știe. Se numește principiul unicității. Eu sunt unic, partenerul meu este unic, automat relația care este un organism între noi doi viu este unică. Și dacă eu am un set de valori și partenerul meu are un set de valori, ce pot face este să ni le aliniem ca să obțin un cuplu care are un cuplu, o relație care are valorile ei. Pentru că altfel ne uităm la ceilalți, știi că discutam despre asta, ne uităm la ceilalți și wow! Merg în vacanță de două ori pe an. Da. Uite-te ce frumos se poartă cu ea. Uite, da. Vezi, face piața. A adus-o în Bora Bora și în Bali. Și au făcut 2590 de fotografii și pe una a pus-o pe Facebook. Da. Și vrem ce au ceilalți. El are pătrățele. O, da. Și vrem povestea aia, dar excludem ceva. El nu este partenerul nostru, ea nu sunt eu. Și automat relația dintre noi doi este unică. Și avem nevoie să înțelegem că relația se schimbă și are un dinamism în funcție de ce pune fiecare partener. Dacă un partener pune atașament, pune iubire, pune blândețe, pune căldură și celălalt pune dispreț, pune poate comportamente de izolare, poate pune criticism,
poate, nu știu, opusul acestora, relația va evolua în acel sens. Începusei să îmi spui de cum ați manageriat voi relația în pandemie. Ce facem cu certurile astea repetate? Sunt perioade în care se întâmplă în cupluri să te cerți foarte mult și poate și voi aveți exemple de cupluri, de oameni care se iubesc foarte tare, se simte pasiunea respectivă și totuși se ceartă foarte mult. Certurile apar, n-au legătură neapărat cu ceea ce le declanșează, că e chiuveta murdară sau, cum spune Maria, au sărit stropii de la omletă. Și au legătură cu nevoi neîmplinite și valori care nu sunt bifate și au de asemenea legătură cu experiențe emoționale neplăcute care se acumulează. Se umple sacul și la un moment dat dă pe din afară. Dacă nu știi cum să ți-l golești, cum să-ți procesezi acele experiențe pentru tine, atunci o să-l răstorni în capul partenerului și amândoi o să-l notați prin gunoaiele respective, îmi cer iertare de imagine. Dar așa se întâmplă. Așadar, ce contează aici, revin la ce spuneam amândoi mai devreme, conștientizarea a ta, a partenerului și să procesezi lucrurile acestea din mers. Nu le lași. Uite, un lucru pe care l-am învățat și eu de la bunicii mei, să nu te culci cu supărarea pusă deoparte, ci să o adresezi, să atunci, discuți despre în momentul respectiv cât... sau să lași să, nu. Să treacă timp? Ia, hai, că îmi place. Eu aș spune cât mai repede, din punctul meu de vedere, cât mai repede pentru a putea învăța lecțiile necesare. E foarte important să adresăm problema, diferența, într-un timp scurt, dar după ce ne-am liniștit. Pentru că dacă continuăm în conflict, se escaladează și se spun lucruri pe care unul sau chiar ambii parteneri îl uită greu sau niciodată. Cearta e bună în cuplu. Atâta vreme cât nu e de fiecare dată la fel. Noi avem nevoie să învățăm să ne certăm diferit. Deci și cearta se învață. Și cearta se învață, bineînțeles. Dacă te-ai certat de 30 de ori la fel și de fiecare dată ai decis că data viitoare vei face altfel și nu ai instalat comportamentul până la următorul conflict, tu continui să faci lucrurile la fel, este ca și cum dai un reset, e ca și cum dai reboot la sistem. Te-ai culcat seara, a doua zi o iei de la capăt, n-ai învățat nimic din povestea asta. În schimb, cine învață din asta e corpul fizic. Pentru că în ceartă corpul nostru este inundat de cortizol, care e precursor de adrenalină. Și tot ne ținem corpul într-un stres, și s-au făcut foarte multe studii. Ce stă la baza longevității noastre, ca indivizi, este calitatea relațiilor. Cu cât avem relații mai armonioase, iubirea este un precursor de viață lungă. Se schimbă rolurile și că se preiau energii dintr-o parte în cealaltă, poate mai mult decât ar fi nevoie. Femeile preiau energie masculină din ce în ce mai mult și preiau conducerea, iar bărbații invers. Există, da, ai dreptate și cred că Adrian poate să confirme o migrare dintre asta, o confundare de energii. Și nu e responsabil, nu știu cum, e o chestie care a venit către noi, pentru că din ce în ce mai multe femei merg spre antreprenoriat sau funcții de conducere, poziții importante, în carieră mă refer. Și acolo au nevoie foarte multă forță, au nevoie de multă energie masculină, pe care o depersonalizează destul de greu când ajung acasă. Și pot să spun că și eu am învățat feminitate și am învățat să fiu vulnerabilă în cămin și să fiu caldă și să las partenerul să-și manifeste energia masculină foarte târziu, acum câțiva ani. Pentru că eu veneam de la job, eu conduceam o firmă și o conduc în continuare și aveam nevoie de foarte multă activare pe forță și când ajungeam acasă o continuam până în punctul în care a venit într-o seară soțul meu acasă și m-a găsit cu o șurubelniță, cu acumulatori, montând o comodă și s-a uitat la mine și a zis că nu, așa ceva nu se face. Am luat o energie masculină, eu vorbesc, da, Adrian cu siguranță o să vă vorbească din perspectiva domnilor, dar din perspectiva mea eu am avut nevoie de ea ca să mă afirm
Nu zic într-o lume a bărbaților, asta nu mi se pare nepotrivit, dar să mă afirm și am rămas cu ea. Și avem nevoie ca în cămin femeia să acceseze o energie feminină, să nu intre pe un teritoriu care biologic nu e al ei. Cum e, Adrian? Sunt mai multe fire care se întrețesc aici. Trecem într-adevăr printr-o schimbare a modului în care definim rolurile sociale, nu doar rolurile în relații. În mod tradițional, și subliniez tradițional, bărbații erau cei activi. În mod tradițional, de asemenea, era în ordine ca bărbații să-și manifeste emoții precum furia sau supărarea, dar nu emoții precum tristețea sau frica. Sau frica. Nici într-un caz în public. În timp ce femeile, în mod tradițional, purtau pe umerii lor toată povara emoțională a relației, ceea ce literatura de specialitate numește munca emoțională. Pe măsură ce femeile au devenit din ce în ce mai active, cum spunea și Maria, și au accesat energia aceasta dinamică în câmpul muncii, bărbații unii bărbați au senzația că au rămas în urmă, pentru că erau obișnuiți ca societatea să le facă pe plac, să le livreze toate nevoile lor, erau obișnuiți în relații ca partenerele să facă munca emoțională pentru ei și în acest caz, mă rog, sunt statistici, mai ales în Occident, îngrijorătoare în ceea ce privește bărbații care rămân în urmă la toate capitolele, la nivelul educației, la nivelul performanței financiare și ca atare nu mai ajung să își clădească nici relații și se simt cumva excluși. Iar asta devine un teren fertil pentru tot soiul de curente politice extremiste. Cred că aspectul benefic din această redefinire a rolurilor în societate este că ne permite, și aș vrea să credeți pe ce spunea Maria de unicitatea partenerilor, ne permite fiecăruia să descoperim ce funcționează cu adevărat pentru sine. De exemplu, niciodată nu m-am identificat cu rolul acesta de bărbat foarte dur și care taie și spânzură de jur împrejur. Și mult timp am crezut că e ceva ne la locul său cu mine. Am descoperit că am resurse emoționale foarte ample și de ele, pe ele caut să le valorific și în activitatea mea. Și eu sunt ok a fi cel mai degrabă emoțional în cuplu și partenera să fie cea mai activă pe liniile care îi convin, pur și simplu pentru că ea este cea mai îndemânatică dintre noi doi. Așadar, nu o să mă găsești niciodată pe mine cu autofiletanta, pentru că nu e terenul meu propice. În schimb, ea e maestră la așa ceva. În ultimă instanță, relațiile ne permit să ne descoperim pe noi înșine și să descoperim ce vrem de la o relație. Pentru că chiar dacă a eșuat, nu înseamnă că a fost vina partenerului, nu înseamnă că a fost vina ta. Înseamnă că pur și simplu poate nu știați amândoi ce vreți cu adevărat de la o relație. Și trecând de la o astfel de experiență la alta, să-ți dai seama, ok, asta n-a mers, ce vreau în schimb, ce vreau de fapt. Iar apoi să-ți restructurezi radarul despre care vorbea Maria mai devreme, până găsești un partener care chiar să se potrivească și tu să te potrivești cu el sau cu ea din punctul de vedere a ceea ce căutați amândoi și din punctul de vedere al rolurilor pe care le jucați în contextul de cuplu. Haideți să enumerăm câteva dintre soluțiile pe care le avem la îndemână să facem o relație mai bună. Mai bună pentru noi. Ce ar trebui să facem? Apropo de tot ce am spus până acum. În primul rând aș spune, contează să aibă obiective comune. Dacă nu există obiective comune, nu există relație. Și, în același timp, obiective individuale. Pentru că dacă nu te conduci pe tine, nu ai cum să conduci împreună cu celălalt. Sunteți amândoi la cârmă. Și să fiți conștienți unul de obiectivele celuilalt, să le setați de așa natură încât să se susțină reciproc. Eu am propria afacere, logonica mea are propria afacere, ne susținem unul pe celălalt cu ceea ce puteam mai bine. Eu o conduc și îi car lucrurile la târgurile de modă la care participă. Ea mă asistă la unele din cursurile pe care le țin eu sau în relația cu studenții mei.
Așadar, există această interdependență pe care am clădit-o și în același timp fiecare e perfect conștient că se descurcă și pe cont propriu. E, cum spuneam mai devreme, cireașa de pe tort, nu e blatul însuși. Acesta aș spune că e un prim aspect esențial, pentru că obiectivele sunt ceea ce îți dau direcție și individual și în calitate de cuplu. Cred că e foarte important pentru fiecare partener să înțeleagă și să simtă și să accepte că, așa cum el are răni emoționale dinainte de acel cuplu și partenerul are propriile răni emoționale. Pentru că discuțiile în cuplu sunt: nu mă înțelegi, nu mă iubești, nu mă asculți, dar faptul că celălalt face ceea ce face, dă senzația că nu iubește, e pentru că și el are la rândul lui o rană emoțională. Și dacă ar fi să un mic îndrumar, nu sunt adeptă a 5 pași pentru, da, dar dacă ar fi să ne uităm la partener cu blândețe și să vedem că oare ce avem noi nevoie să creștem în noi ca să ne adaptăm mai bine la nevoile lui. Și să-l mai... Dialogul conștient, dialogul care presupune oglindire, și mie mi se întâmplă să mă simt așa, validare, este ok să te simți așa, și apoi tot ce ține de empatie compasională, hai să vedem cum rezolvăm asta. Pentru asta, în schimb, avem nevoie de baterii pline, de butoaie pline, de resurse. Și, din păcate, nu prea le mai avem. Ce e trist este că toate frustrările zilnice le aducem acasă, când de fapt ar trebui să fie invers. Să ne rezolvăm ce avem de rezolvat și când ajungem acasă, acolo e stația noastră de încărcare. Relația e stația noastră de încărcare. Să ne uităm așa la ea și să o prețuim ca pe o entitate vie. Dragilor, ne apropiem de finalul acestei ediții și totuși vreau să punem așa sub semnul întrebării câteva expresii, după care urmează și un reportaj foarte frumos făcut de echipa TVR Iași. Punem sub semnul întrebării următoarele expresii. Îmi caut jumătatea. Mă caut pe mine. Tu ești dragostea vieții mele. Tu ești dragostea pe care am creat-o în acest punct. Exact, vieții mele de acum. De acum. Tu ești fericirea mea. O, da. Eu pot fi fericită alături de tine. Eu sunt fericită. Fericirea vine din interior, nu vine din exterior. Tu ești făcut pentru mine. Eu te-am proiectat așa. Da. Și destinul a vrut ca noi doi să ne întâlnim. Am dat swipe pe Tinder. Foarte frumos. Vă mulțumesc tare mult pentru această discuție. Mi-au rămas bun de la dumneavoastră și sper că celebrăm această zi așa cum se cuvine, că totuși e o lună și e o perioadă a iubirii. Vă las cu un citat. A iubi nu înseamnă a ne privi unul pe celălalt, ci a privi amândoi în aceeași direcție. Antoine de Saint-Exupéry. Haideți să vedem reportajul realizat de colegii mei, echipa TVR Iași, și regizat de colega noastră Violeta Gorgos. Dragostea este atunci când accepti necondiționat ca cel de alături, de sub plapmă, să pună tălpile lui mereu reci pe picioarele tale, întotdeauna calde. Dragostea este atunci când nu se schimbă nimic, nici după ce se nasc copiii, nici după ce copiii pleacă de acasă. Dragostea este atunci când poți să taci alături de cel drag, fără să te simți stânjenit.
Dragostea este atunci când înțelegi că odată cu trecerea timpului neajunsurile celui de alături nu o să devină nici mai mici, nici mai puține și totuși le accepti. Da, Cristi, dă mai larg, Cristi. Cristi, mă auzi? Atunci când te înțeapă inima, când te frige la linguriță, când îți transpiră palmele, ori îți ard călcâile, și toate acestea nu sunt simptome de boli endocrine, ci sunt semne că ești îndrăgostit. Do-d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 o